USR a lansat Cartea Neagră a Guvernării PSD-PNL. Partidul Uniunea Salvați România, filiala Ialomița, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă acest document, care reprezintă un raport critic al activității guvernului la un an de la preluarea mandatului. Concluziile raportului arată cum în ultimul an s-au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimii 19 ani la energie și produse alimentare, iar ratele la bănci au crescut de 4 ori. Vicepreședintele USR Ialomița, Mihai Tănăsescu, a declarat că în cadrul campaniei Door-to-Door, pe care organizația județeană a demarat-o, cetățenii și-au declarat nemulțumirea față de modul în care se îndreaptă țara. La conferința de presă a luat parte și senatorul USR Radu Mihail, care a cerut stoparea jafului din banul public și a declarat că partidul USR este pregătit să guverneze din nou. Un an de zile de când PNL și PSD se află la guvernare și dacă ar fi să rezum această guvernare, aș face un singur cuvânt: dezastru. USR a lansat ieri o carte, Cartea Neagră a Guvernării, în care am luat la puricat fiecare acțiune a guvernanților și fiecare decizie a fiecărui minister în parte. Suntem într-o situație, așa cum spuneam, când cam 85% dintre cetățeni spun că România merge într-o direcție greșită. Și cifrele sunt foarte clare și foarte simple. 32% prețul energiei la curent, la gaze, mai mare decât acum un an. 27% mai mare la pâine. 60% mai mare la zahăr. Ratele la credit au crescut de 4 ori. Sunt cifre infernale pentru oameni. Ce trist este și că suntem din nou codași în Europa. Politicile pe care guvernul PSD-PNL le-a adus în ultimul an, care ar fi trebuit să aducă îmbunătățiri în contextul crizei energetice, au fost de fapt niște politici dezastroase. Ne-am îndatorat și mai mult. Au fost aruncate cu această plafonare și compensare vreo 30 de miliarde de lei pe apa sâmbetei. Și putem continua cu fiecare capitol din domeniile guvernării, unde lucrurile au mers prost sau foarte prost. Luați infrastructura. Nu numai că s-au făcut 0 km de autostradă, dar sunt 815 km de autostrade și drumuri naționale care au fost blocate de domnul Grindeanu. Sănătatea. În toate discuțiile pe care am avut cu românii și am fost în vreo 10 județe, am discutat cu oamenii la ei acasă, i-am întrebat cam ce domenii sunt alea unde văd nevoie de îmbunătățire, unde sunt probleme. Și sistematic răspunsul a fost educație, sănătate, educație, sănătate. Dacă luăm sănătatea, ministrul sănătății, domnul Rafila, n-a fost în stare într-un an de zile să ia o foaie de hârtie, să facă o listă cu 25 de localități în care să se apuce să construiască spitalul județean. Trebuia să dea aceasta este în septembrie. Este în luna decembrie aproape și n-a fost în stare să o facă. La educație nu mai spun. Am avut un ministru al educației care a fost nu numai plagiator el însuși, dar a venit cu propuneri de lege ale educației care să favorizeze pe plagiatori. Care să-i se scoată basma curată pe cei care își fac doctorate pe cunoștințele altora și pot renunța liniștit la titlul de doctor fără să apară undeva acolo scris că oamenii ăștia au furat. Până la urmă ne întrebăm de ce acest dezastru și răspunsul principal e legat de oameni. Dacă vă uitați la cine sunt cei care sunt în guvernul Ciucă, începând cu domnul prim-ministru, veți realiza că sunt oameni care sunt acolo să-și apere interesul propriu sau al veștii în care sunt și nu au nici competența necesară, nu au nici onestitatea necesară să facă lucrurile bine. Sunt 4 miniștri care au dispărut în ultimul an. Și nu au dispărut undeva unde fac mai multe pentru România. Au dispărut cu tinichele de coadă. Au dispărut pentru că fie sunt plagiatori, fie sunt incompetenți, au făcut niște declarații absolut aberante ca domnul Dâncu, fie sunt în discuții aprinse cu justiția, ca să mă exprim elegant, cum e fostul ministru al agriculturii. Aceste 4, nu? Dâncu, Chesnoiu, Câmpeanu, Roman, au dispărut. Dar sunt alții în guvern care sunt de aceeași speță.
plagiatori, domnul Bode a fost din nou arătat cu degetul de o jurnalistă care e specialistă în acest domeniu, ca fiind cineva cu o teză de doctorat plagiată 20% aproape. Noi, USR, așa cum problema a menționat, am fost în stradă și suntem în stradă, dar suntem mai ales lângă oameni, lângă cetățeni. Am fost din ușă în ușă, am întrebat care e situația, cum văd ei lucrurile. Și propunerile pe care le avem și cererile pe care le avem la guvern sunt simple și foarte clare după aceste discuții. În primul rând, cerem stoparea jafului din banul public. E inadmisibil ca un guvern să umple bisteria statului artificial din prețuri la energie foarte mari pe care le manevrează într-un fel care fac să umple bisteria statului și cu acești bani să angajeze mii și mii de oameni la stat. 15.000 de noi angajați la stat până luna octombrie. Și să nu credeți că sunt oameni care merg să aducă servicii directe cetățeanului. Sunt oameni ascunși în diverse ministere, 300 acolo, 400 acolo. Clientela de partid și-a găsit locuri foarte călduțe în guvern în anul acesta. Al doilea lucru legat de cheltuirea banului public, modul în care se fac achizițiile. Cum să cumperi sute și sute de Mercedes-uri pentru radare? Și într-o licitație în mod clar măsluită. Deci lucrurile astea sunt cele care ne fac să părem săraci. Pentru că banii există, dar se duc pe apa sâmbetei, cerem guvernului să oprească hemoragie. Al doilea lucru pe care o solicităm este ca taxele pe muncă, pentru cei care muncesc, să scadă. E inadmisibil să avem oameni care suferă, care nu-și pot plăti facturile sau care nu pot să meargă la alimentară să-și cumpere tot ceea ce au nevoie. Pentru că statul le ia atât de mult din bani. Am spus-o foarte clar. E nevoie ca salariul minim să nu mai fie impozitat. Banii aia să rămână la cei care au nevoie să poată să trăiască decent. E o măsură simplă, clară, se poate aplica gradual, am explicat exact cum și cum se finanțează. E un pas foarte simplu de făcut. La fel, factura de energie. Am propus de mai bine de un an. Ca această criză să fie bine gestionată, este nevoie să tăiem taxele din factura de energie, să reducem taxele din energie. Că e vorba de TVA, că e vorba de accize, că e vorba de certificatele verzi. Ele pot fie să fie foarte mult reduse, fie să dispară. E nevoie doar de voință politică, avem propuneri în Parlament, au fost absolut ignorate, cerem să se revină la măsuri normale care au funcționat în multe alte țări și pe care guvernul actual le refuză de un an. Și nu în ultimul rând, le cerem să își facă curățenie în ogradă, să-i dea afară pe aia care sunt incompetenți și care sunt corupți sau care sunt mincinoși sau care fură prin plagiat. Un guvern condus de un om care este suspectat de plagiat nu poate fi un guvern performant. Ne facem de râs, suntem într-o situație în care țara este în criză. Aveți aici o carte cu 100 de pagini de lucruri de care nu cred că putem să ne mândrim ca țară. Le-am și categorisit un pic ca să fie mai simplu. Am pus care sunt cele mai mari gogoși pe care guvernul a spus într-un an de zile. Promisiuni goale pe care le-au aruncat în spațiu public și nu s-a întâmplat nimic. Am pus aici tot ce înseamnă prostii pe care au făcut, absurdități, lucruri care nu trebuiau nici măcar gândite la trebuie pus în practică. Și bineînțeles categoria de lucruri unde nepăsarea guvernului se vede foarte clar. Lucruri pe care cetățenii le așteaptă și pe care guvernanții nici măcar nu catadixesc să se uite ca proiecte. V-am dat exemplele cu taxele pe energie adineaua. Este simplu de văzut, este simplu de citit, este bazat pe cifre clare, nu pe cifre falsificate, așa cum domnul Ciucă ne-a obișnuit să arate creștere peste creștere ale economiei, care n-au nicio bază reală, să bazează numai faptul că el poate din pic să-i facă pe cei de la INS să schimbe părerea de pe un mestru pe altul. Deci, pe baza acestor cifre, sperăm că vom convinge cât mai mulți români să fie mult mai atenți la cei care îi guvernează și să le solicite să fie cinstiți cât de mult pot și să pună în funcție oameni competenți cât de mult pot. Dacă nu, să lase pe alții să vină să guverneze și USR a demonstrat că poate guverna, suntem gata să guvernăm din nou și o vom face
în mod cert din 2024. Conducerea USR Ialomița a făcut remarci și despre activitatea administrativă la nivel local și județean, semnalând ca principală problemă nerezolvată de autoritățile locale, cea privind potabilitatea apei. Ialomița este un județ cu potențial. Ialomița nu poate să rămână un județ predominant agricol, pentru că trebuie să evoluăm. Slobozia nu poate să rămână un oraș unde apa potabilă e o problemă. Faptul că aveți în Slobozia, spre exemplu, o mare și frumoasă coaliție și înțelegere între toți, PNL și PSD și așa mai departe, care în realitate nu rezolvă deloc problemele fundamentale, cum e apa, îmi spune că Ialomițeanul o să-și pună curând problema de a face o schimbare. Și asta am văzut-o săptămânile trecute și zilele trecute peste tot în țară. Sunt convins că și aici e nevoie de o schimbare pe care cetățenii o vor și în 2024 cel târziu o vor face. PSD și PNL sunt ca șoarece și pisica doar la televizor. În realitate ei sunt foarte apropiați în idei, iar lucrul acesta putem vedea chiar și pe plan local. Adică e inadmisibil ca Slobozia să aibă niște probleme majore în condițiile în care PSD și PNL au puterea legislativă și executivă atât la nivel local, la nivel județean, cât și la nivel central și să nu pot să rezolv probleme, cum este apa potabilă, cum este canalizarea. Avem foarte multe probleme pe care cetățenii le semnalează. Ei cheltuie o grămadă de bani în campanie electorală pe sondaje de opinie ca să vadă care sunt problemele slobozienilor sau ale ialomițenilor pentru ca mai apoi să le promită rezolvări în campanie electorală. Bun, când își obțin funcția, când sunt aleși în funcție, printr-o minune uită de acestea și găsesc diferite scuze. Dar la momentul actual ei nu au absolut nicio scuză. Au toată puterea în mână. De ce nu o fac? Că e greu să pui apă potabilă, ok, e greu. Dar trebuie să începem de undeva. Că va dura mult, ok, va dura mult, dar trebuie să încep de undeva. Nu, eu așa văd situația. Și e clar că ei nu sunt în interesul cetățeanului. Ei sunt strict în interesul lor. Asta se poate vedea cu ochiul liber. Nu au absolut nicio scuză.